Ca să ajungă acasă, copila a traversat singură o cale ferată și un drum național. Când a aflat ce s-a întâmplat, mama elevei a mers să-i ceară socoteală directoarei. Discuția dintre cele două a fost filmată de femeie cu un telefon mobil. Ea nu are ce căuta în școală fără acele bucăți, înțeles, doamna? Are câteva flori albe. Dacă iau toată școala asta la rând, vrei să spuneți că nu are nimeni așa ceva? Așa, romarin avem voie. N-ați trimis-o acasă. Nu, că n-are floricele. Nu, că n-are floricele. Fusta pare să fi fost motivul halucinant pentru care directoarea școlii din Valul lui Traian, care este și profesoară de biologie, a dat-o afară de la ore pe elevă și a trimis-o acasă să se schimbe. Nu înainte însă să-i adreseze jignirile și vorbele de ocară aferente. Cum vă permiteți să faceți copilul meu prost? L-ați făcut dumneavoastră? Nesimțită. Am întrebat-o, ești proastă? Da, ați făcut-o proastă și nesimțită, da? Nesimțită am făcut. De ce, doamna? Ați crescut-o dumneavoastră? V-ați chinuit dumneavoastră să o faceți până acum? A fost ridicat în picioare, a fost ridicată fetița în picioare, a fost făcută nebună, proastă, nesimțită, apoi a fost dat afară din școală și trimeasă acasă să se schimbe de fustiță. A venit acasă copilul, a traversat șoseaua, a traversat calea ferată și a ajuns acasă tremurând și plângând. Nu puteam să o stăpânesc, nu puteam să vorbesc cu ea nimic, tremura și plângea. Și am liniștit în final să o stăpânesc și mi-a spus despre ce era vorba, însă nu vroia să mai meargă la școală. Directoarea are însă un alt punct de vedere. Spune că era pentru a doua oară consecutiv când eleva venea cu o fustă neadecvată la cursuri și că ea nu a făcut altceva decât să respecte regulamentul de ordine interioară al școlii. O elevă din clasa 6-a, în mod repetat, nu a respectat prevederile regulamentului intern privind accesul în școală. Am luat măsura, conform același regulament, să trimite eleva acasă, ea locuind la aproximativ 150 de metri de școală, să se îmbrace, să se întoarcă înapoi. A traversat un drum comunal care separă școala de biserică, a mai mers 50 de metri, a traversat pasarela peste calea ferată, pasarela, nu calea ferată, și a mai mers cel mult 50 de metri și a ajuns acasă. Deci nu a traversat calea ferată, nu a traversat drum european. Un drum comunal pe care circulă o mașină la câteva minute, 5 minute. Nu am încredere, nu pot să-mi las copilul, mi-e frică să-mi las copilul în prezența dânsei. Are un comportament urât și pot să mă aștept la orice din partea dânsei. Poate să strângă copilul de gât, poate să-i facă orice copilului meu. Hotărâtă să-și facă dreptate, mama fetei a reclamat-o pe directoare la inspectoratul școlar, iar conducerea instituției a luat o decizie cât se poate de tranșantă. S-a considerat că nu reprezintă un interes al învățământului menținerea pe funcție de conducere a doamnei profesor Preda, astfel că începând de mâine încetează detașarea în interesul învățământului pe funcția de director a doamnei profesor Preda la școala Viceamiral Murgescu din Valul Traian. Cu aceeași dată, profesor de matematică la școala gimnazială Viceamiral Ioan Murgurescu, Valul lui Traian, Ionel Dedu a fost numit prin detașare în funcția de director. Jignirile și ofensele adresate elevilor sunt considerate de lege tratamente degradante, însă directoarea unității este decisă să conteste în instanță decizia inspectoratului și se consideră nevinovată.